rog să deschideți împreună cu mine la Ioan, capitolul 14. Vom mai zăbovi puțin în acest capitol, înainte ca să continuăm călătoria noastră prin Evanghelia după Ioan. Astăzi ne vom uita în mod deosebit la versetele 12 până la versetele 14. O secțiune din acest capitol de deosebit interes pentru foarte mulți credincioși. Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face lucrări mai mari decât acestea. Pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, eu voi face. Amin. Amin. Așa cum am văzut până acum, capitolul 14 este o încurajare a Domnului Iisus pentru ucenicii săi. Și una dintre încurajările principale care Hristos le dă ucenicilor săi este exact aceasta. Fiți încurajați pentru că nu vă abandonez în această lume, ci vă trimit în această lume să faceți lucrarea mea. Suntem aici, lăsați de Hristos, trimiși de Hristos, să facem lucrarea și lucrările Lui. Avem un scop. Și asta le spune Hristos. Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face lucrări mai mari decât acestea pentru că eu mă duc la Tatăl. Și în această dimineață vrem să privim la acest pasaj și să vedem, să ne răspundem la 5 întrebări importante. Am să le enumăr, după care aș vrea împreună să călătorim prin acest pasaj și alte locuri în Biblie care sunt de ajutor să înțelegem răspunsurile la aceste întrebări. Prima întrebare. Cine va face aceste lucrări? Cine va face aceste lucrări? A doua întrebare. Ce lucrări va face? A treia întrebare. De ce va face aceste lucrări? 4. Cum sunt aceste lucrări? Cum sunt ele mai mari decât acestea care le-a făcut Hristos? Și 5. Cum vom putea, cum vom fi în stare să facem aceste lucrări? 5 întrebări importante pentru cei care iau acest pasaj în serios și îl iau ca și o promisiune a Domnului Iisus Hristos. Avem mult de parcurs, așa haideți ca să intrăm direct în subiect. Cine va face aceste lucrări? Da? Hristos începe acest pasaj cu cuvintele adevărat, adevărat. Este o sintagmă deseori folosită de Hristos pentru a atrage atenția asupra ceea ce urmează să spună. Nu este precum Domnul Iisus Hristos doar acum spune lucrurile adevărat. Domnul Iisus Hristos întotdeauna spune lucrurile adevărat. Dar atunci când vrea ca să sublinieze ceva, folosește această sintagmă adevărat, adevărat. E un fel de semnal de alarmă, atenție! Vă spun ceva deosebit de important. În Evanghelia după Ioan avem cel puțin 19 instanțe ale acestei exclamări. Ca și paranteză, știe cineva care este cuvântul în limba greacă pentru adevărat? Este cuvântul amen, de unde avem noi cuvântul amin. Domnul Iisus Hristos începe acest pasaj zicând amin, amin, adevărat, adevărat. Este deosebit de important să considerăm acest adevăr. Ceva de considerat în mintea noastră atunci când spunem acest cuvânt amin în închinarea noastră. Amin nu este ceva care spunem că nu știm ce să spunem. Amin nu este ceva care spunem atunci când se încheie o rugăciune. Amin nu este ceva care spunem atunci când predicatorul se uită la noi așa și așteaptă un răspuns. Amin este o exclamare care înseamnă adevărat. Înseamnă că intrăm în comuniune declarând că acea persoană a zis ceva adevărat. De aceea este important să ascultăm rugăciunile care se spun și să zicem amin dacă rugăciunile acelea sunt adevărate. Nu toate rugăciunile merită să spunem amin. De aceea Apostolul Pavel ne învață că este deosebit de important atunci când pretindem că ne rugăm prin Duhul, să ne rugăm în așa fel încât fratele nostru să poată să spună amin. Da? Este important ceea ce spunem și este important cum o spunem.
De aceea nu bolborosim, de aceea nu ne rugăm toți deodată, de aceea ne rugăm după cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunile noastre trebuie ca să fie împregnate, saturate de cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, care ne învață cum să ne rugăm. Și atunci când ne rugăm prin puterea Duhului Sfânt, în adevărul cuvântului, frații noștri pot spune amin. Da? Pentru că ne aud și ne înțeleg și pentru că ceea ce spunem și ceea ce înțeleg este adevărat. Este foarte important să înțelegem că este o proclamare a faptului că ceea ce s-a spus este adevărat. Că este o afirmare, o alipire în ceea ce se cere, pentru că ceea ce se cere este adevărat. Cum adică este adevărat? Este adevărat în sensul că este după cuvântul lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Aș vrea să roagă, Doamne, dăm $1,000,000. Da? Este adevărat că omul acela vrea $1,000,000. Dar nu știu dacă neapărat îi demn de a spune amin la această rugăciune. Da? Sau dacă cineva se roagă despre nevoile lui personale sau dorințele lui personale. Poate că sunt foarte adevărate pentru el acele nevoi, dar s-ar putea să nu reprezinte un adevăr biblic. De exemplu, da? Doamne, dă-mi $1,000,000 pentru că mi-ai promis în cuvântul tău că copiilor tăi nu le va lipsi nimic. Poți spune amin la asemenea rugăciune? Nu poți spune amin. Nu poți spune amin. Nu poți spune amin pentru că și dorința pentru milion nu este adevărată, adică curată, pură după cuvântul lui Dumnezeu și nici promisiunea pe care se bazează nu este adevărată, adică după cuvântul lui Dumnezeu. A devenit un automatism pentru noi de multe ori să zicem amin. Dacă un frate s-a rugat, amin, nu avem ce face, da? Dacă se roagă cu foc, amin, amin, adică adevărat, adevărat. Nu este un cuvânt care trebuie luat chiar așa de ușor. Da? Domnul Iisus Hristos folosește acest cuvânt, amin, adică adevărat, ca să semnaleze că ceea ce spune este adevărat și important de notat pentru noi. Da? Și ne dă răspunsul la întrebarea noastră. Cine va face aceste lucrări? Și anume, cel ce crede în mine, cel ce crede în El. Ăsta este răspunsul. Este foarte simplu. Nu este greu de înțeles. Da? În același timp, este foarte dificil de înțeles. Vom vedea de ce. Simplu pentru că Hristos nu ne dă nicio altă calificare, un alt calificativ în acest pasaj, prin care să interpretăm sau să restricționăm această declarație că cel ce crede în El va face aceste lucrări. El doar spune că adevărat, adevărat este că cel ce crede va face aceste lucrări. A impune asupra acestei promisiuni alte calificative decât ceea ce Domnul Iisus Hristos impune, nu mi se pare corect. În mod simplu, eu cred că răspunsul este că lucrările acestea, care sunt promise de Domnul Iisus Hristos, sunt pentru toți cei ce cred în El. La fel ne spune Domnul Iisus Hristos, cu aceeași sintagmă, aceeași expresie, același înțeles, alte promisiuni. Ioan 6:35. Eu sunt pâinea vieții. Cel ce vine la mine nu va flămânzi niciodată și cel ce crede în mine nu va înseta niciodată. Și noi credem lucrul acesta. Noi credem că El este pâinea vieții pentru noi. Noi credem că El este apă vie pentru noi și noi credem că nu vom înseta, spiritual vorbind, atunci când ne adăpăm din Iisus Hristos. Este o credință pe o promisiune a Domnului Iisus Hristos pentru noi. Sau Ioan 7:38. Cel ce crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Sau Ioan 11:25. Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine va trăi chiar dacă moare. Noi credem lucrurile acestea. Noi credem că ele se aplică nouă și noi credem că promisiunea Domnului Iisus Hristos, făcută în contextul acesta ucenicilor săi, da, se aplică tuturor celor care cred în El. Altfel, cred că le-ar fi spus, voi, ucenicii mei, cei 11, da? Voi pe care v-am selectat în mod deosebit pentru această lucrare, veți face lucrările mele. Restul este altceva. Eu cred că Domnul Iisus Hristos, în tot discursul acesta, se adresează în mod special ucenicilor săi, apostolilor săi, dar se adresează în același timp tuturor credincioșilor care urmează să vină după ei, care urmează să creadă în Hristos prin El. Deci este simplu. Cei chemați să facă lucrarea, să facă lucrările Domnului Iisus Hristos, sunt cei ce cred în El. Da?
Cum ziceam și duminica trecută, nu există șomeri între copiii lui Dumnezeu. Nu există oameni care nu au de lucru, spiritual vorbind, în biserica lui Hristos. Frate, eu nu știu ce... Nu știu, poate că pentru slujitori, da, sunt o felul de chemări, sunt o felul de lucrări, pentru păstori, pentru învățători, pentru diaconi, pentru... Dar pentru mine, eu nu știu, eu sunt simplu credincios. Dacă ești un simplu credincios, ești chemat să faci lucrările Domnului Iisus Hristos. Nu există șomeri. Da? Nu există șomeri. Toți credincioșii sunt chemați. Și toți credincioșii au o lucrare la care sunt chemați, pentru că pentru aceasta am fost lăsat pe acest pământ. Pentru aceasta am fost lăsat eu, pentru aceasta ai fost lăsat și tu, să facem lucrarea lui Hristos. De ce este complicat? Complicat pentru că dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan și peste tot în Scriptură, la lucrările care le-a făcut Domnul Iisus Hristos, este o listă foarte impresionantă. Foarte impresionantă. În Ioan 2, Domnul Iisus Hristos a transformat apa în vin. În Ioan 4, vedem că Domnul Iisus Hristos cunoaște toată viața și toate gândurile acelei femei samaritenci. Vedem că Domnul Iisus Hristos de nenumărate ori vindecă bolnavi. Ioan 4, de la 4-6 la 5-4, Ioan 5, la 1-9, Ioan 9, peste tot. Tot felul de vindecări miraculoase, adevărate vindecări. Ologi care umblă, orbi care văd. Da? Vedem că Domnul Iisus Hristos a hrănit peste 5.000 de oameni cu 5 bucăți de pâine și doar 2 peștișori în Ioan 5. A umblat pe apă. A umblat pe apă. Nu cum să umblă astăzi pe apă. Rețin când eram copil, a venit bunicul din România să ne viziteze în America și să plictisea acasă toată ziua și pornea televizorul. Nu înțelegeam mare lucru. Se uita la talk show-uri din astea cu tot felul de drame, de certuri. Și interpreta el cam ce s-ar întâmpla acolo, așa, din show-ul care se petrecea. Și să mai uita la tot felul de emisiuni din astea care erau în mijlocul zilei, printre care erau tot felul de emisiuni din astea de magie. Și la un moment dat a văzut un magician care a umblat pe apă. Care a umblat pe apă. Evident, e un truc, e regizat, există în ziua de astăzi emisiuni care deconspiră cum aceste lucruri se fac. De exemplu, trucul acesta se face cel mai des prin a pune niște plăci montate pe niște piloni făcuți din plexi, da? Din plastic așa transparent și se pun la câțiva centimetri sub suprafața apei. Magicianul știe exact unde vin plăcile și el urmează traseul respectiv, da? Și s-a întâmplat, s-a făcut trucul acesta într-o piscină, s-a făcut în Londra, s-a trecut râul acela Thames în Londra și așa mai departe. Și până la urmă se deconspiră cum se face. Toată chestia este un truc. E, bunicul s-a uitat la chestia asta și singura lui concluzie e că oamenii aceștia lucră cu dracu. Că altfel nu e posibil ca să facă așa ceva, că doar Domnul Iisus Hristos, prin puterea Domnului, a umblat pe apă. Dar ăștia numai cu satana pot ca să lucre, că n-au nicio treabă cu Domnul. Și eu eram copil, știu că tata încerca să-l convingă că n-au nicio treabă ăștia neapărat cu satana, ei nu pretind că au puteri miraculoase, este doar un truc. Dar el era foarte afectat de chestia asta. Cum poate omul acesta să umble pe apă sau să facă alte minuni între ghilimele? Ei, Domnul Iisus Hristos nu și-a sunat ucenicii sau ajutoarele de scenă și a zis: auzi, puneți voi acolo pe mare niște plăci care să plutească cumva, pe care eu să pot păși. Nu. Domnul Iisus Hristos a umblat pe apă, pentru că El este Domnul Naturii, El este stăpân peste natură. Da? O adevărată minune. Domnul Iisus Hristos a înviat pe Lazar din morți, nu dintr-o comă, nu. Lazar a fost într-un somn adânc pentru câteva zile. Lazar era confirmat mort. Țineți minte când ni se spune că mirosul putrefacției era așa de puternic, când lumea zicea: Doamne, hai să lăsăm în pace toată treaba, că totuși e multă lume aici și nu se cuvine, da? Omul acesta era în descompunere și Domnul Iisus Hristos l-a înviat din morți, la puterea cuvântului său, carnea, trupul s-a refăcut, a intrat înapoi în viață și Lazar a fost înviat. Domnul Iisus Hristos a înviat El din morți. Da? A înviat El din morți. Și întrebarea care decurge în mod logic este:
Dacă cei ce cred vor face lucrările pe care le-a făcut Hristos și El a făcut aceste lucrări, înseamnă oare că toți cei ce cred vor face aceste lucrări miraculoase? Dacă grila hermeneutică prin care operez este că Domnul Iisus Hristos vorbește despre aceste lucrări, că Domnul Iisus Hristos spune că cei ce cred, fără excepție, că nu există un calificativ, fac aceste lucrări, ba mai mult, vor face lucrări mai mari, concluzia logică, dacă asta e hermeneutica, dacă asta e interpretarea care o aplicăm la text, este că măcar aceste lucrări care le-am menționat ar trebui să le facă orice credincios. Ba mai mult, lucrări mai mari decât acestea. Și țineți minte că Biblia spune că dacă toate minunile care le-ar fi făcut Domnul Iisus Hristos ar fi scrise, câte ar fi, puține sau multe? Multe, n-ar închepe. N-ar închepe. Dar ce avem aici este doar o gustare mică, ce avem în Evanghelii, din ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Dacă grila noastră de interpretare, dacă felul în care interpretăm acest text este așa, că Domnul Iisus Hristos promite ucenicilor că ei și orice alt credincios vor face aceste lucrări, ba lucrări mai mari, și asta se referă la activitatea lui miraculoasă, avem o mare problemă. Avem o mare problemă. Avem o mare problemă pentru că dacă Domnul Iisus Hristos ar fi spus așa ceva, atunci Apostolul Pavel ar fi fost un student foarte prost. Adică n-ar fi înțeles ceea ce a vrut Domnul Iisus Hristos ca să spună. Că evident, Apostolul Pavel ne arată în capitolul 12 din 1 Corinteni că el nu a înțeles textul din Ioan 14 ca și fiind interpretat în felul acesta. El nu a înțeles în felul acesta. În capitolul 12 din 1 Corinteni, Apostolul Pavel tratează două teme majore. Tratează problema darurilor și tratează unitatea trupului. De ce le tratează aceste două și de ce le tratează împreună? Le tratează pentru că la Corint era dezbinare pe tema darurilor și anume pe problema lucrărilor miraculoase. Nimeni la Corint nu se dezbina pe tema cine are mai pregnant darul dărniciei. Nimeni. La Corint nu s-a iscat o discuție, nu eu, mie mi s-a dat să fiu mai darnic. Eu am mai puternic lucrarea asta, darul dărniciei decât tine. Nu, eu am să-mi vând tot ce am. Nu, eu am să-mi vând tot ce am și tot ce are familia mea și am să conving și pe verișorii mei. O să vezi tu că eu am mai mult darul dărniciei. Nu există așa ceva. Discuta la Corinteni era exclusiv pe problema darurilor miraculoase. De ce? Pentru că cei de la Corint, influențați și de influențe păgâne, înțelegeau că cei care mânuiesc miraculosul sunt cumva mai speciali, sunt cumva mai importanți, sunt mai credincioși. Ei chiar credeau că în felul acesta dovedeau credința lor și arătau că erau superiori în credință. Aveau o înțelegere foarte imatură despre ceea ce înseamnă credința și despre ceea ce înseamnă darurile Duhului. Și Domnul Iisus, și Apostolul Pavel le scrie ca să rezolve această problemă și le explică în acest capitol celor din Corint cum stau lucrurile cu darurile și lucrările miraculoase. Acum țineți minte, ceea ce vrem ca să vedem este dacă Apostolul Pavel are aceeași grilă de interpretare. Altfel spus, dacă are aceleași categorii în mintea lui când tratează problema miraculosului. Cum au unii astăzi care citesc Ioan 14 și văd o garanție, o promisiune, ba mai mult o necesitate ca toți cei care cred să facă aceste lucrări. Da? Să facă aceste lucrări. Și dacă Apostolul Pavel nu are această grilă, acest principiu de interpretare, eu cred că Apostolul Pavel știa mai bine ce a vrut să zică Domnul Iisus decât știu alții. La versetul 4. Există o diversitate de daruri. Citesc din noua traducere. Dar este același Duh. Există o diversitate de posibilități de slujire, dar este același Domn. Există de asemenea o diversitate de lucrări, dar este același Dumnezeu, cel care face ca toate acestea să lucreze în fiecare. Prezența Duhului este făcută cunoscută fiecăruia pentru binele tuturor. Unuia îi este dat prin Duhul un cuvânt de înțelepciune, altuia un cuvânt de cunoaștere potrivit cu același Duh. V-aș ruga să subliniați. Și acestea sunt daruri miraculoase. Da? Unuia este dat un cuvânt de înțelepciune,
Asta este un dar miraculos. Dacă dumneavoastră credeți, dacă dumneavoastră credeți că creștinismul sau lucrarea de predicare în creștinism este pur și simplu că niște oameni foarte inteligenți sunt capabili să pună la oaltă niște idei foarte inteligente, n-ați înțeles ce înseamnă predicarea și proclamarea Evangheliei. Proclamarea Evangheliei este un act, o slujire care se poate face doar în mod supranatural. Altfel îmi pierd timpul aici cu voi. Îmi pierd timpul proclamând Evanghelia dacă o fac după înțelepciunea și după puterea mea. Pentru Apostolul Pavel a vorbi nu despre înțelepciune doar, ci a vorbi înțelepciunea Domnului Iisus Hristos este un act supranatural care nu-l poți face fără Duhul Sfânt. Unuia este dat prin Duhul un cuvânt de înțelepciune, altuia un cuvânt de cunoaștere potrivit cu același Duh, altuia credință prin același Duh, altuia daruri de vindecare prin același singur Duh, altuia înfăptuirea de minuni, altuia profeția, altuia discernerea duhurilor, altuia felurite limbi, iar altuia interpretarea limbilor. Toate acestea sunt făcute de unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte așa cum vrea. Și la versetul 27 leagă această idee că există diversitate în felul în care Duhul Sfânt lucrează și dă diverse daruri după cum vrea El. După cum vrea El. Leagă această idee de ideea unității întru. Versetul 27. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare este un mădular al Lui. Indiferent în care dintre acele altuia te afli, fiecare sunteți în trupul lui Hristos. Dumnezeu a desemnat în biserică mai întâi apostoli, în al doilea rând profeți, în al treilea rând învățători, apoi pe cei care fac minuni, apoi pe cei care au darul de vindecare, de ajutorare, de administrare și pe cei ce au darul feluritelor limbi. Da? Vorbirea în limbi este ultima, ca și importanța darurilor. Atenție! Atenție că darul, de exemplu, ajutorării, dacă este o ordine valorică și pare să fie pentru că zice întâi, de întâi e importanță și ca și în timp și ca importanță apostolii sunt întâi. Ei reprezintă temelia, da? Deci înțelegem că este cumva o decurgere de importanță. Ajutorarea pentru apostolul Pavel pare să fie identică sau pe același palier cu vindecarea, da? Cu vindecarea. Și totuși nu prea văd dispute despre darul ajutorării. Nu prea există. N-a existat atunci și nu există în biserica modernă. Ce nu înseamnă cuvintele lui Hristos? Este foarte, foarte clar prin felul în care apostolul Pavel tratează problema miraculosului. Ce nu înseamnă cuvintele lui Hristos este că fiecare credincios trebuie să facă exact lucrările care le-a făcut Hristos. Nici măcar nu înseamnă că fiecare credincios trebuie să facă măcar una dintre lucrările miraculoase. Nici măcar, da? Nici măcar asta. Asta nu înseamnă. Nu înseamnă că fiecare credincios trebuie să facă lucrările acelea miraculoase, altfel nu este credincios. Să nu mai vorbim că Domnul Iisus Hristos spune că cel care crede în El va face lucrări mai mari. Dacă am aplica explicația aceasta care deseori este dată acestui text, nimeni nu s-ar dovedi vreodată ca și fiind credincios. Nimeni. Mai mult de atât, apostolul Pavel s-ar dovedi că nu a înțeles ceea ce a vrut Domnul Iisus Hristos să spună în Ioan 14 și a fost un student foarte slab al Domnului Iisus Hristos și al apostolilor. Da? Știți cum rezolvă unii în ziua de astăzi această nedumerire? Credința prin asociere. Credința prin asociere, da? Ei așa rezolvă. Ei cred, realmente cred, că acest text trebuie interpretat așa. Cel ce crede trebuie să facă aceste lucruri, da? Ei nu fac aceste lucruri și nu le pot face, oricât s-ar chinui, da? Oricât ar cere aceste daruri, nu le pot face, da? Dar stau liniștiți pentru că au auzit că sunt în cultul lor sau în biserica lor unii care pretind că le fac și că le-au făcut. Așa că prin asociere cu ei, și ei fac lucrările acestea care sunt a lui Hristos, ba mai mari decât a lui Hristos. Și zic, măi, eu n-am înviat pe nimeni din morți.
N-am înviat pe nimeni din morți, dar a venit Bonche în România și Bonche poate o învia pe unul din morți. Cu siguranță a înviat vreo 2-3 prin Africa, pe unul nu știu unde a fost. Și eu sunt cu Bonche. Și dacă sunt cu Bonche, da? Dacă sunt cu Bonche, înseamnă că fac parte dintre cei care învie oamenii din morți. Dacă interpretezi Ioan 14 ca și cei ce cred trebuie să facă aceste lucrări, tu trebuie să le faci. Nu Bonche, care oricum este un mincinos și un șarlatan, da? Prin asociere sau prin diluarea textului și a face lucrări mai mari, eu cred că înseamnă a face minuni la propriu, dar mai mari, nu știu ce înseamnă aia, poate e suficient ca să vorbesc numai în limbi. Apropo, Domnul Iisus Hristos n-a vorbit în limbi, da? Deci nu e una dintre lucrările lui, n-a vorbit în limbi. Domnul Iisus Hristos a vorbit într-o limbă întotdeauna încât cei care îl ascultă să îl înțeleagă, da? Sau zici, măi, Domnul Iisus Hristos niciodată n-a vindecat pe nimeni de o durere de cap cu un algocalmin. Dar dacă pot eu ca să vindec pe cineva cu o durere de cap cu o rugăciune și algocalmin, o să o număr o vindecare ca să bifez acolo că am făcut și eu lucrările. Și să liniștesc oamenii. Am împlinit Scriptura. Nici de cum așa ceva. Dacă grila interpretării este aceasta, că Domnul Iisus Hristos spune că ca și consecința credinței în El, în mod cert vei face aceleași lucrări ca și El, ba mai mari lucrări, singura explicație în viața ta trebuie să fie să faci lucrări identice cu El sau mai grandioase sau să faci aceleași lucrări, dar mai multe. Și aș vrea să-mi arătați un om, care poate pretinde că a făcut lucrări mai mari sau mai multe decât Domnul Iisus Hristos. Nu există! Nu există! Adică trebuie să fie unul posedat de Satana să-l întreb: tu crezi că ai făcut mai multe minuni ca și Hristos? Și el să zică: da! Hristos a înviat pe Lazar, eu am înviat 5! Trebuie să fii posedat de Satana ca să poți spune așa ceva. Hristos a făcut vindecări, dar a mele au fost mai miraculoase. Eu am vindecat boli de care Hristos nici n-a auzit. Să fii dus cu pluta ca să aplici această interpretare și după aia să fii convins că ea chiar poate fi verificată în viața ta practică. Nimeni nu va spune așa ceva. Dar oamenii se liniștesc prin tot felul de explicații. Prin asociere, prin diluarea textului și așa mai departe. Duce asta cu gândul la întrebarea: bun, ce lucrări? Ce lucrări va face cel ce crede? Ce lucrări? Trebuie să răspundem la această întrebare. Și prima întrebare care ne vine cumva ca și subordonată la aceasta este: vor face și cele miraculoase? Că spune că vor face cei ce cred aceste lucrări. Vor face și cele miraculoase? Da. Categoric că Domnul Iisus Hristos se referă și la cele miraculoase. Da. Hristos a dat bisericii sale, copiilor săi, în special apostolilor, să facă și lucrări miraculoase. Lucrul acesta este un adevăr biblic și este un adevăr istoric. Acest lucru nu poate fi negat, ba mai mult trebuie celebrat de biserică. Faptul că Dumnezeul nostru, faptul că Mântuitorul nostru este unul care lucrează minuni. Nu este ceva care negăm, nu este ceva de care ne este rușine, nu este ceva care nu vrem să discutăm, este ceva care celebrăm. Avem un Dumnezeu și avem un Mântuitor care este supranatural. Când El zice să fie viață, este viață. Când El zice să fie vindecare, este vindecare. Fără excepție. Și Biblia ne arată că în diverse locuri și într-o durată de timp, El a dat în mod special și în mod deosebit apostolilor săi și trimișilor săi puterea de a face lucrări miraculoase în abundență. Dar tot istoria ne arată și tot Biblia ne spune că aceste lucrări se vor înceta, au încetat. Și asta nu înseamnă că Dumnezeu nu mai vindecă. Da? Biblia ne spune cum să accesăm puterea lui Dumnezeu atunci când avem nevoie de ceva care doar Dumnezeu poate face. Da? Cum ne spun? Prin rugăciune. Prin rugăciune. Noi credem că Dumnezeul nostru lucrează miraculosul. Noi credem că El a dat chiar copiilor săi în diverse vremuri, da? În diverse locuri, puterea de a lucra lucruri miraculoase. Lucrul acesta trebuie celebrat. Dar în același timp, o obsesie nesănătoasă cu lucrări miraculoase duce la o miopie scripturală.
Tot ceea ce poți vedea, tot ceea ce poți ca să vezi înaintea locului, este doar lucrări miraculoase. Tu nu mai poți vedea nimic altceva. Tu nu mai poți vedea nicio altă promisiune, tu nu te mai poți bucura de nimic altceva, tu numai lucrări miraculoase ai în vizor. Da? De exemplu, acest pasaj, în acest pasaj nu este vorba doar de lucrările miraculoase. Este vorba și de lucrările miraculoase a lui Hristos, dar nu este vorba doar de lucrările miraculoase. Și sunt așa de mulți oameni care n-au făcut vreodată o lucrare miraculoasă, care nu se pot bucura de această promisiune a Domnului Iisus Hristos, de acest pasaj inspirat, pentru că ei nu pot să vadă altceva decât lucrări miraculoase. Înțelegeți ce zic? Ei pur și simplu se fură singuri de bucuria și de binecuvântările Domnului Iisus Hristos, pentru că tot ceea ce ei văd în fața ochilor sau tot ceea ce ar dori ca să vadă sunt lucrări miraculoase. Da? Cei care folosesc acest text în mod eronat n-au cum să pretindă. N-au cum să pretindă că au făcut în mod literal minuni mai mari decât al lui Hristos. Ca tare, mi se pare că se fură o bucurie fantastică care este dată de Hristos credinciosului, pentru că nu se înțelege că în acest text este vorba de miraculos, dar este vorba de mai mult decât doar vindecări și alte minuni de genul. Hristos nu exclude lucrările miraculoase, dar nu vorbește doar despre așa zise lucrări miraculoase. Nici măcar, și vom vedea imediat, nici măcar nu este tema centrală a pasajului, lucrările miraculoase. Nu asta este tema. Tema centrală a pasajului nu este lucrarea minunilor. Ce are Hristos în vizor când vorbește despre facerea acestor lucrări și despre realizarea lucrării lui în capitolul 14? Haideți să privim puțin contextul capitolului 14, să înțelegem care este accentul care Domnul Iisus Hristos îl pune. Noi punem accentul miraculosului aici, Domnul Iisus Hristos cred că pune alt accent. Teza pasajului din capitolul 14 este declarată clar de Hristos în versetul 1. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Asta este teza. Teza este credința în Dumnezeu și în Iisus Hristos. Da? Și scopul acestei credințe și scopul a tot ceea ce urmează să ne spune Hristos este ca prin credință să nu avem inimile tulburate. Da? Asta este teza. El ne spune despre ce vrea să vorbească. După aia vedem că Toma, dacă tot e Duminica Tomii, are anumite dubii și întrebări, ia cuvântul și spune, ne spui că știm cum să ajungem la tine, dar noi nu știm. Filip intervine și el și zice, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Da? Și după aia Hristos le răspunde, de la versetul 10, și din nou presează asupra tezei lui principal. Îi readuce înapoi la ceea ce el vrea ca să le comunice. Versetul 10. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Da? Acum, care este tema centrală în versetul 10 și 11? Lucrările sau credință? Credința. Toată ideea este credeți în mine, credeți că eu sunt în Tatăl, credeți că Tatăl este în mine. Și ca și drept dovadă că sunt demn de încredere, uitați-vă la lucrările care le-am făcut. Ei, cei mai mulți credincioși se uită doar și sublinează lucrările și ratează teza principală. Da? Deci ce zice Hristos? Hristos face un paralel aici între credință și cuvânt. Da? Sunt două linii care merg în paralel. Le spune ca să creadă în cuvintele Lui. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine. Da? Credința vine în urma auzire și cuvintele sunt cheie. Ei trebuie să creadă declarațiile Domnului Iisus Hristos despre El și despre Dumnezeu. Nimeni nu este mântuit dacă crede că Domnul Iisus Hristos a vindecat un bolnav.
Nimeni nu este mântuit pentru aceasta. Nimeni nu este mântuit dacă crede că Domnul Iisus Hristos a înviat pe Lazar din morți. Sunt mulți care cred că Bonche a înviat pe cineva din morți. Și ce dacă crezi asta? Domnul Iisus Hristos spune, trebuie să crezi cuvintele mele. Cuvintele mele te duc la mântuire, pentru că ele îți spun care este calea la mântuire. Și anume credința că eu, adică Iisus, sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Dacă crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și că s-a întrupat, a trăit o viață perfectă și a murit pentru păcatele tale, adică în locul tău, a plătit plata păcatului tău, ca tu să nu trebuiască să suferi moartea și despărțirea eternă de la Dumnezeu, atunci ești mântuit. Dacă crezi că a fost pe vremuri, acum 2000 de ani, un mare învățător care a făcut și niște magie. Și chiar niște chestii care nu pot fi explicate. Asta nu mântuie. Trebuie să crezi Evanghelia vestită de Hristos și de apostolii. Credința vine prin auzirea cuvântului, da? Vine prin auzirea cuvântului. El face aceste lucrări ale lui, spune Hristos. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți, cel puțin, pentru lucrările acestea. Da? Ați observat ce funcție au aceste lucrări care Domnul Iisus Hristos le introduce în argument. Ele au scopul de a face o legătură între cuvânt și credință. De a fi mărturii, de a fi dovezi. Ele au scopul de a fi dovezi pentru credința în cuvintele Domnului Iisus Hristos. Hristos spune, lucrările pe care El le-a făcut îi îndreaptă spre credința în cuvintele Lui. Asta este ideea. Lucrările Lui îi îndreaptă spre cuvintele Lui. Un alt exemplu, Ioan 10:25. Domnul Iisus spune, v-am spus, dar nu credeți. Deci v-am spus cuvintele mele, dar voi nu credeți. Lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui, ele depun mărturie despre mine. Da? Domnul Iisus Hristos identifică că aceste lucrări la care se referă, lucrările Lui și lucrările care noi trebuie să le lucrăm, aceste lucrări mărturisesc spre credință. Ele sunt lucrări spre credință. Și asta este esența pasajului. Esența pasajului este credința. Noi suntem chemați să facem lucrări care să lucreze spre credința celor din jurul nostru. Asta vrea Hristos să spună. Aveți o lucrare de făcut, aveți lucrări de făcut și scopul este ca voi să creadă și alții să creadă prin lucrarea voastră. Asta este teza pasajului, da? Ioan 13:35. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Câtă stăruință este în ziua de astăzi pentru lucrarea unității? Când este ultima dată când ați auzit despre o săptămână de post și stăruință pentru darul unității? Pentru lucrarea unității? Cam rar, nu? Cam rar. Și atunci când se stăruie pentru unitate în biserică, nu sunt toți uniți, că nu prea vin mulți. Da? Și totuși, Domnul Iisus Hristos spune că lumea va cunoaște că noi suntem ai Lui, adică depunem o mărturie despre El atunci când suntem uniți. Este o lucrare esențială unitatea în mărturia care trebuie ca să o aibă biserica. Da? Și totuși, nu ne preocupă. În Matei 5:16, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Știu ce vă gândiți? Fapte bune? Serios, frate Mihai? Fapte bune? Domnul Iisus Hristos vorbește despre lucrările Lui și tu vii să ne povestești despre fapte bune? Să nu mințim, să fim darnici? Serios? Asta e explicarea ta? Tu vrei să ne vorbești despre fapte bune când alții pretind că învie morții? Dacă nu sunteți în stare să faceți fapte bune, de ce vă credeți în stare să faceți minuni mai mari decât Hristos? Dacă nu sunteți în stare să nu mințiți, de ce credeți că puteți să înviați morții? Dacă nu sunteți în stare să fiți statorni și credincioși în lucrurile mici care ni le-a dat Dumnezeu, de ce credeți că puteți ca să faceți lucrurile mari? Știți de ce nu ni se pare interesante alte lucruri decât cele miraculoase? Pentru că nu avem aceeași motivație precum avea Hristos.
Hristos nu făcea minuni pentru ca să se află în treabă, ci pentru ca Tatăl l-a trimis să facă acele lucruri ca să ateste cine este El, și anume că El este Fiul lui Dumnezeu. Dar știți ceva? Nici măcar asta nu a fost motivația finală a Lui, doar ca să facă minuni încât ca să fie atestat că El este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu. Nu este finalul. Și motivația finală a fost ca tu să crezi că El este Fiul lui Dumnezeu. Asta l-a motivat pe Domnul Iisus Hristos, ca să meargă și să facă lucrarea Lui. Ca prin lucrarea Lui oamenii să creadă și să fie mântuiți. Ce te motivează pe tine să faci lucrarea Lui Hristos? Ce te motivează să faci fapte bune? Ce te motivează să fii un creștin mai bun? Ce te motivează să fii un baptist mai bun? Te motivează faptul că Dumnezeu promite în Sfântul Lui Cuvânt că El va folosi acele lucrări pentru a duce oameni la credință? Sau dacă nu-i spectaculos și dacă nu te poți arăta mare și tare că ce ai făcut tu și cine ești tu nu te interesează? Lumea de astăzi, oare vrea să facă minuni pentru ca lumea să creadă că Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Sau vrea să facă minuni pentru ca să arate că ei sunt în stare să facă minuni? Ca și cei din Corint, să arate că ei sunt mai deosebiți, mai speciali, că au mai multă credință. Dacă Hristos vrea să aducă oameni la credință, nu prin minunile care tu le faci, ci prin bunătatea ta, prin răbdarea ta, prin dărnicia ta, nu prin vindecarea ta, ci prin suferința ta. Ești interesat în așa ceva? Ești dispus? Ești fericit ca Dumnezeu să lucreze lucrările Lui, lucrările Lui Hristos în viața ta prin aceste instrumente? Sau dacă nu ești chemat să faci minuni, nu ești interesat? Doamne, cu dărnicia, cu bunătatea, cu răbdarea, cu rugăciunea, cu credința, cu unitatea, du-te la alții. La noi hai cu miezul, hai cu minunile, hai cu vorbirea, hai cu lucrurile astea. Altfel, Doamne, nu știu dacă avem nevoie de tine. Că cu astea la alte, cu moralitatea și cu predicarea, ne cam descurcăm noi, Doamne. Ne cam descurcăm. Ne-am adus un predicator, e destul de inteligent, noi nu omorâm pe nimeni, nu mai prea curvim, nu ne prea îmbătăm. Doamne, noi stăm bine cu faptele bune. Dacă vrei să faci câte o înviere între noi, dacă vrei să faci câte o minune din asta, să crească o mână la loc, hai, Doamne, dacă nu, n-avem nevoie. Toți suntem creștini de 2000 de ani, noi știm cum să fim creștini. Cam așa se raportează biserica de astăzi față de Hristos și față de lucrările Lui Hristos. Hristos nu avea în vizor doar lucrările miraculoase, ci avea în vizor lucrările copiilor Săi care vor produce prin puterea Duhului Sfânt credință. Și peste tot în Biblie ne arată că Dumnezeu se folosește de diverse lucruri. Lucruri care eu și cu tine am spune că sunt banale, că sunt neimportante. De ce? De ce va face cel credincios aceste lucrări? Pentru că gândul care era în Hristos trebuie să fie și în noi, cei care suntem credincioși. Adică motivația lui Hristos trebuie să fie motivația noastră. Hristos spune că El va merge la Tatăl, iar noi vom rămâne să facem lucrarea Lui. Și El ne spune ca să cerem ajutorul Lui, să cerem Lui orice avem nevoie pentru această lucrare, și priviți motivația pentru care Hristos spune că El va răspunde pozitiv la aceste cerințe. El spune că El va face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Credinciosul lucrează, credinciosul face lucrările lui Hristos pentru ca Dumnezeu să fie proslăvit prin El în Fiul. Asta îl motivează. Asta îl motivează pe el. Asta îl motivează să ajute un bolnav. Asta îl motivează să vestească Evanghelia. Asta îl motivează să lupte cu păcatul, să depună o mărturie curată. Pentru că vrea cu orice preț să-L vadă pe Dumnezeu proslăvit. Dacă nu ești interesat în a face lucrările lui Hristos, doar dacă e vorba ca să faci pe cele miraculoase, eu am dubii despre motivația.
Cum este Dumnezeu proslăvit? Oare este proslăvit prin simplu fapt că se fac minuni? Fraților, cel rău este și el o entitate supranaturală. Și poate și el ca să facă activități supranaturale. În niciun caz, când cel rău face ceva supranatural, Dumnezeu nu este proslăvit. Dumnezeu este proslăvit când prin lucrările copiilor săi, oamenii sunt aduși la cunoașterea Domnului Iisus Hristos și la mântuire în jertfa Domnului Iisus Hristos. Altfel, Hristos nu este proslăvit. Simpla prezență a supranaturalului, fără prezența Evangheliei, nu este o binecuvântare și este un blestem. Dacă vă uitați la o cruciadă din asta, unde vin 10.000 de oameni, da? Și pentru 10 ore îi tot vindecă și îi dă pe spate și iar îi vindecă, nu s-au vindecat bugăți, și iar îi dă pe spate și iar îi vindecă și își dă joc sacou, cred că și îl dă jos că e cald și îi bate cu sacou și pică pe spate și urlă și toate din astea. Și după 6 ore, nu este o predică, de cele mai multe ori. Nu este o expunere sistematică a Evangheliei. Nu. Nici vorbă. Sunt chemări de genul, dacă vrei o viață mai bună, dacă crezi că Hristos îți poate lua cancerul, haide în față. Crezi că Hristos este proslăvit? Dacă în mod legitim, într-un loc în care nu se vestește Evanghelia și în care numele și lucrarea Domnului Iisus Hristos este luată în batjocoră, 10 oameni chiar ar fi vindecați de cancer, credeți că Hristos este proslăvit prin vindecarea aia de cancer? Nu! Nu! Hristos este proslăvit atunci când biserica lui face lucrarea de vestire a Evangheliei și oameni prin vestirea și prin viața bisericii ajung la cunoștința lui Hristos și sunt mântuiți. Pentru că de aceea a venit Hristos ca să moară pe cruce și să ierte păcatele credincioșilor. Nu să te vindece de cancer. Deși dacă ești vindecat de cancer, El te-a vindecat de cancer. Dacă El te-a scăpat de o boală sau de un necaz, El te-a scăpat. Da? Tot meritul este al Lui. Dar El se proslăvește prin lucrarea Evangheliei, prin lucrarea mântuirii, care o face prin biserica, sa. Atenție, Hristos nu spune, credeți în lucrările mele. Hristos ne spune și ne poruncește să credem în El din cauza lucrărilor Lui, pentru lucrările Lui. Da? El a atestat, a dovedit cine este, dar noi trebuie să credem în El, nu în lucrările Lui. Da? Nu în lucrările Lui. Dacă motivația este alterată, lucrarea va fi alterată. Dacă motivația e producerea senzaționalului, lucrarea este alterată. Lucrarea va fi senzațională, dar nu va fi lucrarea lui Hristos. Cum? Cum sunt aceste lucrări la care suntem chemați, care El le săvârșește în mijlocul nostru, cum sunt aceste fapte bune, această propovăduire, toate lucrurile care biserica trebuie să le facă, toate lucrurile în care trebuie să umblăm pentru că au fost pregătite pentru noi, cum sunt aceste lucrări? Chiar dacă cele mai multe noi nu le-am clasificat ca și fiind supranaturale, dar sunt, cum sunt ele lucrările? Cum sunt ele mai mari decât lucrările care le-a făcut Hristos? Aș vrea să vă dau câteva idei care cred că ne arată că sunt mai mari. 1. Țineți minte de faptul că scopul lucrărilor lui Hristos și scopul lucrărilor care sunt poruncite apostolilor și credincioșilor și sunt promise, este ca să aducă pe oameni la credință. 1. Sunt mai mari în număr. La înălțarea Domnului Iisus Hristos, câți ucenici credeau în Domnul Iisus Hristos și erau prezenți acolo? Câteva sute, poate câteva mii la ora respectivă. În ultimii 2000 de ani de istorie, câți credincioși adevărați, nu mă refer la apostați, eretici și tot felul de oameni care... Nu, credincioși adevărați, credeți că au fost în istoria bisericii care Hristos a zidit-o. Mai mulți sau mai puțini decât au fost la momentul la care s-a înălțat Hristos. În Apocalipsa 7 avem un tablou așa de minunat
în care ni se arată acea zi glorioasă în care vom vedea mulțimea răscumpărată. Versetul 9. Tot după toate acestea, m-am uitat și iată că era o mare mulțime pe care nimeni nu putea număra. Din toate neamurile, semințiile, popoarele și limbile. Stăteau înaintea tronului și înaintea melului, erau îmbrăcați în robe albe și aveau rămuri de palmier în mână. Ei strigau cu glas tare, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe tron și a mielului. Proslăvirea lui Hristos și a lui Dumnezeu prin cei credincioși care au fost răscumpărați prin lucrarea mielului. Și asta vom face. Asta vom face în eternitate. Vom proslăvi pe Mântuitorul nostru pentru cea mai mare minune care a săvârșit-o și aceasta este mântuirea noastră din păcat. Orbu sau logu sau credeți că vor cânta mielului despre faptul că i-a crescut mâna la loc sau despre faptul că l-a mântuit din moarte și este în veșnicie cu Hristos? Eu știu clar ce va cânta. Și pentru ce îl va lăuda pe Hristos. Doamne, te laud pentru că m-ai mântuit, te laud că ai murit în locul meu și asta vom cânta pentru o veșnicie. Ne vom bucura că ne-a lăsat să murim. Înțelegeți? Ne vom bucura că ne-a lăsat să avem cancer și să murim și să ne ducă la El. Ne vom bucura că a lăsat greutăți în viața noastră să ne prelucreze caracterul. Ne vom bucura că a rupt lanțurile robiei păcatului cu orice preț. Chiar dacă ne-a zdrobit în trup, chiar dacă ne-a nerocit familia, chiar dacă ne-a luat sănătatea. Și vă spune, mărit să fie mielul, pentru că m-a salvat. Nu pentru că mi-a dat bani în cont, sau mi-a făcut ca să-mi ia cancerul, sau pentru că am avut cea mai mare casă. Îl vom proslăvi pentru cea mai mare minune a Lui, care a lucrat-o prin cei mai simpli și neînsemnați oameni în viețile noastre, când a lucrat toate lucrurile în așa fel încât să auzim Evanghelia, încât să credem Evanghelia, încât să fim instruiți în Evanghelie, să fim întăriți în Evanghelie, să fim păstrați în credință. Și lucrurile acestea le face prin instrumente care ai spune că sunt banale. Sunt mai mari în diversitatea lor. Domnul Iisus a avut o activitate restrânsă pe pământ. Doar în Iudeea, practic. De ce nație sau etnie credeți că erau majoritatea credincioșilor prezenți la înviere și la înălțare? Iudei. Iudei, da? Care este scopul Domnului Iisus Hristos? Să-i mântuie doar pe iudei? Cum intenționează Domnul Iisus Hristos ca să-și facă numele de slavă? Mântuind pentru El o biserică. O biserică strânsă din toate neamurile, din toate rasele, din toate etniile, din toate demograficele. Da? De fapt, vedem că asta este porunca care le-o dă după învierea apostolilor, ca să aștepte să primească o putere ca să facă ce? În Fapte 1:8. Voi însă veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și la Marea Trimitere, la Înălțare, ce le spune? Mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia, faceți ucenici. Cât de diversă credeți că este Biserica lui Hristos astăzi? Uitați-vă cât de diversă ajunge să fie, de la fapte 1 la 8 mergeți doar la fapte 2. Și cât de minunat lucră Dumnezeu. Doar la o scurtă durată de timp, Dumnezeu aduce la Ierusalim oameni din toate națiunile din acea regiune, da? Ca să asculte ce? Evanghelia propriu-zisă de apostoli. Nu-i aduce acolo să vadă o minune, nu-i acolo să vadă că Dumnezeu poate să facă niște iudei să vorbească în alte limbi, da? Irelevant până la urmă. Alea sunt doar dovezi în plus. Scopul și minunea cea mai mare este că în acea zi mii de oameni ascultă Evanghelia și îl primesc pe Domnul Iisus Hristos ca și Mântuitorul lor. O să aduci la viață. 3.000 de oameni au înviat în acea zi în fapte 2. Asta e minunea cea mai mare. Și dacă mergem de-a lungul 2.000 de ani, vedem că biserica se extinde și se extinde și se extinde și se extinde
ca și diversitate. Și în final, biserica lui va fi și este compusă din oameni de sub cer, din orice limbă, orice nație, orice etnie, orice culoare. Ca tare, eu cred că lucrările sunt mai mari prin diversitatea lor. Mai mari prin credință. Este interesant că promisiunea lui Hristos, că vom face aceste lucrări mai mari, este legată strâns de faptul că El spune pentru că eu mă duc la Tatăl. Da? Pentru că eu mă duc la Tatăl, de aceea voi veți face lucrări mai mari. Acum, pe de o parte, și cu siguranță, acest lucru poate fi înțeles că este motivul pentru care vom putea face aceste lucruri. Adică pentru că El pleacă, noi vom fi cumva împuterniciți ca să facem lucruri mai mari. Da? Și anume, cred că îl putem lega în mod clar, legarea Lui, care este legată în acest text, de trimiterea Duhului. De aceea vom fi în stare să facem lucrările Lui Hristos, pentru că El a plecat de pe acest pământ și a trimis un alt mângâitor, da? Care este cu noi și în noi și lucrează aceste lucrări. Dar nu cred că este doar atât. Cred că este mult mai mult decât atât. Este cu siguranță și aceasta că Duhul ne împuternicește, dar cred că Hristos leagă această idee pentru că eu mă duc la Tatăl de lucrările mai mari, pentru că ele sunt strâns legate, da? Și anume, pentru că ele, aceste lucrări care le lucrează Duhul prin noi, vor fi folosite spre credință, care este scopul lucrărilor, în absența Domnului Iisus Hristos. În absența Domnului Iisus Hristos, da? Asta cred că vrea să spună Domnul Iisus Hristos. Lucrări miraculoase au făcut și puteau face ucenicii și în prezența Domnului Iisus Hristos, corect? Lucrarea credinței în absența fizică a Domnului Iisus Hristos necesita plecarea Lui la Tatăl, da? Deschideți în Ioan, la capitolul 20, tot la Tom ajungem, e predestinat, dacă astăzi este Duminica Tomii, să vedem acest fapt. Cred că exemplifică acest lucru foarte, foarte clar. Da? Ioan 20. Ce se întâmplă în acest capitol? Este învierea Domnului Iisus Hristos. Textul este o serie de a vedea anumite lucruri, urmată de anumite convingeri. Și vom vedea că până la urmă, aici este strict legat a vedea pe Hristos cu a crede în Hristos. Toți până la urmă care sunt prezenți aici necesită să-L vadă pe Hristos ca să ajungă să creadă în El. Da? Dacă citiți așa foarte telegrafic, n-am să citesc, dacă citiți, de exemplu, de la versetul 1 la versetul 9, veți vedea că deja jocul acesta de cuvinte între ghilimele, văzut, crezut, văzut, crezut, începe. Da? Dar de la 1 la 9, versetul 9, de fapt, se încheie cu înțelegerea că ei încă nu chiar credeau. Da? Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Da? Au văzut mormântul gol, au crezut ceva, au avut ceva întrebări, dar încă nu este credința aia care o așteptăm. Da? După aia Iisus arată Mariei, din nou vedem că s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare și după aia vedem, ea a crezut că este grădinarul și până la urmă când îl vede cu adevărat, crede cu adevărat că este el. Da? Mergem în versetul 19, Iisus se arată ucenicilor, da? Ei s-au bucurat când l-au văzut și faptul că l-au văzut concretizează pentru ei credința lor. Ei l-au văzut și acum cred, da? Vine Toma, care nu l-a văzut, ei mărturisesc lui Toma ce s-a întâmplat, le vorbesc lui, îi vestesc Evanghelia, practic, asta se întâmplă. Toma a înviat Mântuitorul, e adevărat, totul e adevărat. El a murit pentru păcatele noastre, Dumnezeu a acceptat jertfa lui, l-a înviat din morți, totul e adevărat, Toma. Uitați ce zice Toma, da? Toma, a zis geamănul, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea, că el dacă nu va vedea, în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu numai că vrea să-l vadă pe Hristos, vrea ca să-l ia la o verificare științifică.
Da? La un fel de autopsie după înviere. Să pună el mâna, să vadă el că este adevărat, că nu este un truc. Da? Zice că Toma, nu voi crede până nu voi vedea eu. Nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Asta mi-e dă un pic de problemă, că dacă duminică învierea, 8 zile ar trebui să fie lunea Tomei, nu duminica Tomei, dar asta e doar o chestie așa de chichiță, depinde cum numărăm zilele din Scriptură. Unii ar zice că probabil că au numărat de la apusul soarelui în a 7-a zi, deja 8-a zi, discutabil. Faceți voi matematica acasă, vedeți dacă bate, da? Deci după 8 zile, când erau împreună cu ei, Toma era împreună cu ei, pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, Toma, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice, adică binecuvântați sunt cei ce n-au văzut și au crezut. Și Ioan încheie în versetul 30 spunând că Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus Hristos, voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Ați înțeles ce s-a întâmplat, da? Toți au văzut, Toma rămâne, până la urmă nu crede până nu vede, nici ceilalți n-au crezut, n-ar o să-l judecăm mai aspru, că nici ceilalți n-au crezut până n-au văzut și Hristos îi spune, Toma, de aceea crezi pentru că m-ai văzut? O, cât o să creadă după tine care nu m-au văzut? Ce binecuvântați sunt ei, ce mare lucrare se va face pentru ei, ca ei să creadă fără să mă fi văzut. De aceea, Apostolul Petru spune în 1 Petru, capitolul 1, de 8 la 9, pe el voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Credeți în el chiar dacă acum nu-l vedeți și vă bucurați nespus cu o bucurie nedescris de glorioasă, pentru că primiți la capătul credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Cred că asta vrea să ne spună Hristos. Cred că asta vrea să ne spune Hristos. Cred că vrea să ne spună că lucrarea Lui, făcută prin noi, este mai mare pentru că o face în așa fel încât oamenii cred, chiar dacă El nu este prezent fizic între ei. El ne spune, credeți că este o lucrare mare? Faptul că 12, adică 11 de fapt, dintre voi credeți în mine pentru că ați văzut aceste minuni? Credeți că este o lucrare mare, zice Hristos? Sau cred că ăsta este argumentul lui? Pentru că sute sau chiar mii de oameni vor crede pentru că m-au văzut înviat din morți? Milioane și milioane de oameni vor crede în mine, le zice Hristos, fără să mă fi văzut. Asta este o lucrare mai mare. Și asta o fac prin voi, în absența mea, adică fizic vorbind. Această lucrare spre credință este lucrarea la care am fost chemați. Nu lucrarea de a face minuni, nu lucrarea de a vedea oameni vindecați doar, nu lucrarea de a ajuta pe oameni sărmani și toate astea sunt bune. Și Dumnezeu le face pe toate acestea. Ci lucrarea de a vedea pe oameni mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Cum? Cum vom putea face această lucrare sau aceste lucrări? Versetul 12 și 13 sunt o unitate, adică sunt un gând unitar. Deseori, versetul 13 și 14 sunt citate scoase din context, dar ele sunt legate strâns împreună de versetul 12, da? Și anume, în versetul 12 ni se promite că vom face aceste lucrări spre credința oamenilor și în versetul 13 și 14 ni se spune cum vom putea ca să realizăm aceste lucrări. Și anume prin rugăciune. Ne rugăm lui Dumnezeu, eu cred că textul chiar indică că ne rugăm lui Hristos, traducerea în limba română
mie mi se pare că omite, că nu-i și orice veți cere, eu cred că este orice îmi veți cere, dar o discuție poate pentru o altă predică. Noi ne rugăm lui Dumnezeu, ne rugăm lui Hristos și El răspunde făcând această lucrare. Nu putem lua versetul 13 și 14 și le scoatem din context și îl cităm oricând avem noi belele. Nu asta e scopul. Scopul este să fie strâns legat de versetul 12, care ne spune că trebuie să mergem să facem această lucrare. Și făcând această lucrare, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să împlinească această lucrare. Da? Suntem chemați la o lucrare și anume la a lucra lucrări prin care Dumnezeu să lucreze în oameni credință. Și ni se dă în același gând, de la versetul 12 la 14, chemarea și metoda prin care vom putea realiza această chemare. Nu sunt automatisme. Adică crezi ce vrei tu să crezi, te rogi, pomeni numele lui Hristos, puf, se întâmplă. Da? Nici măcar nu este o promisiune valabilă pentru orice. Este pentru orice numele Lui, pentru orice a împlinit lucrarea Lui. Da? Nu este așa o chestie automată. Există trei elemente care sunt prezente și necesare pentru a împlini această lucrare și aceste lucrări. Credința, cerința, adică rugăciunea, și concordanța cu voia lui Dumnezeu. Orice veți cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere în numele meu, voi face. Așa de multe rugăciuni în ziua de astăzi primesc un răspuns negativ din partea lui Dumnezeu. Nu pentru că nu sunt făcute cu convingere deplină din partea omului că Dumnezeu le poate împlini. Sunt oameni care se roagă de ani de zile deplin convinși ca Dumnezeu să-i vindece și nu sunt vindecați. Problema nu-i convingerea lor, de multe ori, ei cred. Ei cred că Dumnezeu poate vindeca. Ei cred că Dumnezeu poate lucra minuni. Nu pentru că nu sunt făcute cu stăruință, sunt oameni care se roagă pentru același lucru de decenii. Zi de zi, postez săptămânal și răspunsul în continuare este negativ. Și este negativ pentru că nu sunt după voia lui Dumnezeu. Nu este un automatism. Nu este doar pentru că tu crezi că ai trebuit să fii vindecat și pentru că te-ai rugat în numele lui Hristos, automat vei fi vindecat. Nu este pentru că tu crezi că trebuie să ai prosperitate și pentru că ai cerut-o în numele lui Hristos că vei fi prosper. Nu este mai dibaci. Eu vreau să fiu prosper, să vadă lumea cât de bine o duc creștinii și să pocăiască. Știi, facem teologie cu Domnul. Doamne, dacă eu aș fi mai bogat și aș avea un salar mai mare, aș face dărnicie și misiune. Doamne, Tu știi inima mea. Da, știe Domnul inima ta. Asta e problema. Asta e problema. Rugăciunile noastre sunt împlinite și Hristos promite să le împlinite pentru a împlini lucrările Lui spre mântuirea altora. Și atunci când ne rugăm în credință, da, în concordanță cu voia Lui, pentru slava numelui Său, Hristos spune că El va împlini acele rugăciuni. Dar s-ar putea ca Hristos să vrea lucrarea vieții tale să fie una de credință prin suferință, nu fără suferință. S-ar putea ca să fie una de credință în sărăcie și nu în bogăție. S-ar putea ca să fie una de a aduce pe oameni la Hristos prin lucrări mărunte, cum ar fi bunătatea, cum ar fi să dai un telefon unui sărman, să-l vizitezi în spital, și nu prin lucruri grandioase, cum ar fi să predici pe stadioane sau să vindeci pe oameni. Mai ești interesat? El îți va răspunde pozitiv la orice rugăciune care tu o faci să împlinești lucrarea Lui, care o faci în numele Lui și care o faci după voia Lui. Știi cum și dacă e după voia Lui? Dacă se împlinesc sau dacă nu se împlinesc. Odată trebuie să fii dispus să auzi cuvântul nu de la Dumnezeu. Da? Nu. Nu este planul pentru tine. Nu e asta voia mea pentru viața ta. Și să fii ok cu asta. Să fii bucuros în asta. Să fii bucuros în asta. Rețin un moment în viața și relația mea cu fratele Radu, care mi-e deosebit de drag, în care el încerca să mă convingă că trebuie să fiu mai insistent în a-L ruga pe Dumnezeu să mă vindece de problemele de sănătate care le am. Și cumva aveam o discuție care zice, nu, frate, eu cer lui Dumnezeu ca să mă vindece dacă este după voia Lui.
Și el înseamnă, frate, categoric trebuie, Dumnezeu poate, eu știu că Dumnezeu poate, eu cred că Dumnezeu poate, da? Dar dacă nu mă vindecă, și asta este după voia lui, ca să predic Evanghelia cu dureri de genunchi, da? Cu reumatism și cu artrită. Eu cred că Dumnezeu se poate folosi de mine în felul acesta, prin suferința aceasta, nu doar fără ea. Și el încerca să mă motiveze și bine vroia, adică să mă înflăcăreze în rugăciune. Dar de multe ori facem atâta rău. Dar Apostolul Pavel până la urmă a înțeles din partea lui Dumnezeu că harul lui îi este îndeajuns. Noi înțelegem de multe ori când Dumnezeu spune, nu, eu vreau ca tu să treci prin asta, ca lumea să vadă bunătatea mea în mijlocul suferinței. Eu vreau ca tu să treci prin încercările astea ca să vadă credința în aceste suferințe. Da? Și în toate aceste lucruri, spune Apostolul Pavel, noi suntem mai mult decât biruitori. De ce? Pentru că biruitorii înving acele lucruri. Noi suntem învingători în ciuda acelor lucruri, prin acele lucruri. În concluzie, Hristos ne-a chemat să lucrăm lucrările Lui. Ba, ne-a chemat să lucrăm lucrări mai mari decât ale Lui. A rezervat onoarea de a răspândi Evanghelia Lui și de a lucra mântuirea prin credință în întreaga lumii bisericii Lui. Mie și ție. Asta este un dar al Lui Dumnezeu pentru noi. Lucrări prin care Dumnezeu să-și facă numele de slavă, lucrând credință în celor care intră în contact cu Evanghelia Lui și cu mărturia bisericii Lui. Dumnezeu ne-a dat harul și porunca să fim slujitorii Lui și să ne ajute ca încă o zi, încă o săptămână, să-L slujim și să facem lucrările care El le-a pregătit pentru noi. Amin. Amin. Amin.